Bună, vă salut pe toți și pe toate, pentru că este un unboxing valabil și pentru fete și pentru băieți. Și așa că salut pe toată lumea, deci nu este că vorbim despre cosmetice și treburi de doamne. Așa că încerc să fac acest unboxing drăguț cu o singură mână, ce credeți? Deci m-am descurcat minunat. Oh, ce drăguț! Hei, frumos, foarte frumos mesajul. Deci îmi place super mult. Vedeți ce înseamnă, domnule, să te impresioneze de la prima deschidere. Ați văzut că și unboxing-ul anterior a fost tot cu cărți. Și dacă vă amintiți cartea aceasta și vă spuneam în unboxing-ul anterior că acea comandă a fost plasată fix pentru cartea aceasta și că mai aștept și alte cărți scrise de Napoleon Hill și mai este încă o comandă pe care o aștept, pentru că au fost diverse promoții pe diverse site-uri și eu vă las să știți unde găsiți cele mai bune prețuri. Așa că căutați linkul în descriere să vedeți de unde le iau, unde am găsit prețuri bune și dacă vi se par interesante cărțile, luați-le, pentru că nu ratați investiția în voi, să citiți, să cunoașteți, este o investiție pe viață, deci cunoașterea este putere, așa cum v-am mai spus. Indiferent ce se întâmplă, cunoașterea nu ți-o poate lua nimeni. Înțelegeți? Deci e ceva ce rămâne al tău. Ok, Doamne ferește, o casă ți-a ars, va trebui să o reconstruiești. Dar cunoașterea ce ai acumulat, ok, acum nu vorbim de un Alzheimer, dar faptul că tu reușești și pe ăla să-l combați, dacă rămâi cu niște gânduri interesante. Dacă ați văzut unboxing-ul anterior, era o carte despre subconștient, așa că căutați mai adânc în subconștient și despre subconștient ca să rămâneți sănătoși. Vă spuneam despre Napoleon Hill și cartea aceasta, Gândește și vei fi bogat, care este genial. Eu am început să o citesc, v-am spus, încă dinainte să-mi vină cartea fizic, citeam într-un PDF. Este genială și deschide mintea și deschide orizonturi și o să înțelegeți că merită investiția în cărți. Și v-am spus, dorința asta și mai mare și mai arzătoare de a mă dezvolta și de a afla lucruri. Bine, ele sunt la îndemâna oricui, cărțile există, nu e că se dau pe sub mână, dar nu toată lumea are curiozitatea și deschiderea către astfel de subiecte. Și atunci v-am spus că eu, începând această colaborare cu acea companie de network marketing, am înțeles cât de important este să mă dezvolt, să mă cunosc, să înțeleg emoții, nevoi. Este ceva foarte profund și automat simt nevoia de a citi mult și a mă cunoaște și a mă dezvolta pentru tocmai în ideea de a-i putea ajuta și pe ceilalți. Cum v-am mai spus, și dacă aveți curiozitatea, aștept să mă contactați și să dezbatem. Așa, deci am cumpărat această carte, 17 pași spre succes pentru oameni ocupați, pentru că na, suntem și ocupați și aștept și această carte, Scara Magică spre succes. Acest volum, nu știu, bănuiesc că știți filmul și cartea Secretul. Magia este din seria cărților Secretul și na, trebuia să am auzit că este foarte interesantă și aceasta și așa că am ales să o achiziționez și pe aceasta.
Ia să vedem ce am mai luat. Folosește-ți mintea pentru a te îmbogăți, tot Napoleon Hill, după cum bine ați văzut. Căci, nu. Da, subiectele și da, sunt convinsă că anumite idei și lucruri se repetă sau în fine sunt formulate sub altă formă, dar acest lucru nu mă deranjează pentru că cu cât repetăm, cu atât o să, deci, ficțiune, cu atâta o să, a, ce drăguț, un semn de carte, cu atât ajung ideile în subconștient, locul, v-am mai spus, de unde se materializează dorințele noastre. Deci, da, v-am spus că aștept și scara, nu mai știam dacă este în comanda aceasta sau în următoarea, deci, da, este, aceasta este cartea cu scara magică spre succes, cei 7 pași spre succes și am primit și o gazetă drăguță, să vedem ce s-a mai lansat. Da, ce drăguț, cărticele pentru copii. Da, trebuie să-i mai cumpăr și eu băiețelului, dar momentan are o mulțime de cărticele și așa că pentru moment am ales să mă focusez un pic pe mine, am dezvoltat această afacere de network marketing și de a-i ajuta cu adevărat și pe alți oameni. Și da, cu cât eu cresc și mă dezvolt mai mult, vreau să merg și către alți oameni pentru a-i ajuta să crească și să se dezvolte și ei. Așa că dacă aveți curiozitate, dorință, nevoie de a vă dezvolta, de a învăța lucruri noi, de a ieși din zona de confort și de a clădi ceva, aștept să mă contactați, îmi lăsați fie aici, fie găsiți în subsolul mail-ul, în subsolul clipului și adresa de mail unde mă puteți contacta, paginile, mă puteți găsi dacă chiar sunteți curioși și chiar vă doriți să schimbați ceva. Așa că, uitați, un singur cuvânt poate schimba totul. Deci, eu vă încurajez să ieșiți din zona de confort, să veniți, v-am mai spus și în clipul anterior, nu vă costă niciun leuț, deci din punct de vedere financiar este zero investiție. Dar nu o mai lungim pentru că clipul anterior a fost mai lung. Acestea au fost cărțile din această comandă. Sper să aveți curiozitatea și dorința să aflați despre ele mai multe, să le citiți, pentru că investiți în voi. Nu investiți în vecinul, în nimeni, ci investiți în voi. Vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc tare mult și cu toată recunoștința că sunteți alături și că mă urmăriți, că îmi lăsați feedback-uri și na, orice abonare pentru mine este extrem de importantă și apreciez enorm. Vă îmbrățișez și sper din tot sufletul să fac clipuri din ce în ce mai valoroase pentru voi. Pupici!